Încă 37 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 au fost înregistrate în județul Mehedinți în ultimele 24 de ore. Pandemia de coronavirus nu se oprește și face în continuare victime. Încă 2 persoane au decedat. De la începutul pandemiei și până în prezent în Mehedinți, peste 100 de persoane au decedat. În județul Mehedinți, rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori a depășit de mult 1,5. În ultimele 24 de ore s-a înregistrat o valoare de 1,81. La nivelul județului, încă 37 de persoane au fost confirmate pozitiv și încă 2 decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 839 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 115 persoane se află internate, 427 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, județul Mehedinți au fost înregistrate 37 cazuri noi de îmbolnăvire și 2 decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 1,81 la 1000 de locuitori. Cele mai afectate 6 localități unde rata incidenței cumulative a depășit 1,5 la 1000 de locuitori sunt următoarele: Cireșu 5,39, Drobeta-Turnu-Severin 3,12, Strehaia 2,99, Orșova 2,74.